prinde de sus sau din față. Căci ieșirea din focare este în partea stângă, înseamnă că vom aprinde din dreapta sau de sus, nu de jos, cum pun mulții, lemne mărunte sau hârtie, carton de jos și pe urmă aprind. Noi am aranjat lemnele, începând la cele mai groase, medii și mai subțiri, în partea stângă, lăsând de o palmă din partea dreaptă loc. În acest loc din partea dreaptă am pus ziare, niște crenguțe mai mici și pe urmă crenguțe puțin mai grosuțe. Sperăm că să se aprindă de la vreascurile acestea capetele de la lemnele groase. Capetele. Să nu se aprindă toate lemnele odată, dar numai capetele lor. Când noi facem focul în toate tipurile de sobe, trebuie să lăsăm câteva gratare neacoperite din față, ca aerul de aici să treacă prin partea de sus, prin pară. Dacă noi punem toate lemnele peste gratar și ele se aprind de jos, oxigenul se arde și sus nu este oxigen și particulele mici de la lemne care se rup nu au oxigen și se duc nearse prin sobă, depunându-se fulingine pe pereți și ieșind fum negru afară. Niciodată nu se umple focarul cu lemn 100%. Lemnul trebuie să fie uscat, lemnul trebuie să fie despicat mai mărunt. Când e prea mare sau pui un butulac mare, trece mult aer în jurul lui și din cauza aceasta mult tiraj scoate căldura afară. Următorul lucru este verificarea dacă aprinderea s-a primit corect și dacă s-a prins. Căci dacă noi am aprins și ea mocnește sau nu s-a aprins, poți să aștepți o oră, două și nu mai aveți focul. Primele 5-10 minute sunt foarte importante să vegheați dacă s-au aprins bine lemnele. Cum ne uităm în sobă? Închidem cenușarul și deschidem aici. Închidem ca să nu recim focarul. Este foarte important să nu lăsați ușa deschisă, căci în timp de un minut cu 400 de grade scade. Nouă ne trebuie să avem 650 de grade înăuntru, de aceea ușa ne stăruim să o ținem cât mai mult închisă. Am pus lemnele, am închis. Noi am aprins, am închis ușa focarului și am deschis cenușarul, dar nu tare, că acum e frig afară, tirajul e puternic și când e prea mare tirajul, prea multă căldură se duce direct. Trebuie să concentrăm temperatura în focar, de aceea nu deschidem așa. Când afară este cald, trebuie să deschidem mai tare. Dar depinde și de sobă, cum e tirajul la sobă. Se aude duduind, înseamnă că s-a pornit procesul. Dacă acum ne uităm la oră, în 10-15 minute trebuie să ieșim afară și să vedem cum este culoarea la fum. Dacă este sur sau negru, arderea nu este curată, soba se bate. Dacă este aburi sau străveziu, înseamnă că arderea e perfectă. Dacă e negru, dacă e sur, înseamnă că ceva nu e în regulă. Sau nu avem temperatură, sau am pus lemne verzi, nu uscate, sau am deschis prea tare cenușarul și e tirajul mare, sau soba nu e curățită și e tirajul mic și atunci nu avem oxigen. Temperatură poate și avem, oxigen nu avem. După aceea, dacă a ars prima porție de lemne, trebuie să împingem jăraticul ca să rămâie o parte din reșou, din partea dreaptă, de exemplu în soba aceasta, să zicem de o palmă, neacoperită cu jăratic, și punem a doua porție de lemne. Înseamnă că jăraticul îl mutăm în stânga și aici să fie liber reșou. Ele vor arde și vor da un surplus de căldură și vor face economie de lemne. La sfârșitul focului, tot jăraticul se trage pe gratarele acestea, deoarece nu mai scot particule negre și trebuie să terminăm focul trânzând peste gratar și atunci aerul prin cenușar va veni și va arde mai repede și așa vom avea finisarea focului. De aceea se recomandă de făcut focul în timp de o oră, o oră jumate, cu tiraj
activ, nu mocnind. Cine face focul mocnind multe ore, pierde mai mult lemne și mai multă căldură din casă. Scade randamentul sau scade puterea de căldură a acelui kilogram de lemne. În loc să primești 3,5 kW, vei primi numai 2,5 sau 2, în jumătate scade. Tot ce ați pus mai mult de o oră jumătate se duce afară. În timp de o oră jumătate, această sobă nu mai poate înmagazina căldură. Mai bine faceți dimineața o oră focul și seara o oră focul, decât odată două ore. Jumătate din aceste două ore degeaba au mers afară și n-au rămas căldură în casă. De aceea este foarte important, la sfârșitul focului, când de acum jăraticul este presfârșit, când a rămas de un deget grosime de jăratic, să închidem foarte bine cenușarul, ușa focarului și la sobele care au sus șiber, pe coșul de fum, să-l închidem, dar nu până la capăt, dacă nu are gaură, că în șiber trebuie să fie gaură. Dacă nu are gaură, îl închidem până la capăt și îl tragem de două degete. Că jăraticul cel sigur se va stinge sau va termina arderea prin micile crăpături care le au ușile. De exemplu, chiar aici puteți să filmați, este o crăpătură aici și nu este atât de etanș. Chiar dacă am închis ușa, prin crăpăturile astea poate să vie tare mult aer. Și dacă acest aer, după ce am terminat focul, intră, printr-o crăpătură de asta și de asta, între 15 și 30 de metri cub de aer pe oră intră în sobă și prin sobă iese afară, răcind soba și răcind casa. Toată construcția aceasta trebuie să fie foarte, foarte bine verificată, să nu aibă goluri, crăpături din toate locurile, și de sus și din părți unde nu se vede. Ușa trebuie să fie verificată, curățătorile trebuie să fie puse foarte bine și etanș. Aici, de exemplu, aici la curățător e pus bine. Și în fiecare an, meșterii verifică și în pot dacă nu cumva a crăpat, cum zic la noi, ursoaică sau coșul de fum. Nu cumva a crăpat. Se întâmplă, de la un cutremur, s-a lăsat casa, s-a îmblat ceva acolo și toate crăpăturile cele trebuie unse din cauza că intră aer fals și acest aer fals se amestecă cu aerul cald și face condens. Și atunci când se face condens, scade tirajul. Noi trebuie să avem și sobă uscată și coșul de fum uscat. Pentru a stupa așa fel de crăpături în rosturile sobei, în magazine trebuie de luat mortar termic. Este un fel de amestec dintre nisip și argilă, lut. Sau unii meșteri fac de sine stătător. Acest mortar se amestecă cu apă, se face ca un fel de plastilină moale și se astupă toate locurile unde ați văzut că este fisurat crăpătură sau a căzut din rosturi mortarul vechi.